ziua, vă salută Tatiana. M-am întors din nou alături de dumneavoastră și astăzi vom termina rochița pentru bebelușele noastre. Am lăsat camera un pic mai jos, poate în acest mod reușiți să mă auziți mai bine. Voi porni prin a lucra mânecuța. Voi face aceeași tanteluță, însă înainte de toate acestea voi face un ochi de lanț, în care voi introduce croșetul, voi pune firul odată pe croșet, apoi voi lua mânecuța noastră, o vom pune în două și vom intra prin corespondența primului picioruș dublu, felul acesta, dar mai înainte să-mi iau firul pe deget, deci voi intra prin primul picioruș de această parte și prin primul picioruș de partea cealaltă. Acum eu voi extrage firul și voi lucra un picioruș dublu pe care îl voi închide trecând cu croșetul și prin ochiul de lanț pe care l-am lucrat la început. Apoi voi continua lucrând piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Deci vom face un rând de piciorușe duble, după care vom continua. Am ajuns la capătul rândului, voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, iar acum voi lucra 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi sări un picioruș dublu, voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș scurt. Voi repeta 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi sări un picioruș, voi intra în al doilea și voi face un picioruș scurt. Practic, vom lucra începutul danteluței, 1, 2, 3, 4, 5, primul rând din danteluța lucrată deja și vom continua singure până la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului, după cum vedeți am ieșit în mod exact. Voi sări piciorușul dublu, voi intra în următorul și voi face piciorușul scurt. Voi intra cu fir alunecat în corespondența arcului, primului arc, format din ochiurile de lanț. Voi ajunge în mijloc cu fir alunecat. Lucrez încetul să puteți vedea felul acesta. Ajuns aici, voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și voi închide cu piciorul scurt în corespondența următorului arc. Repet, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi intra și voi face piciorușul scurt în corespondența următorului arc, firul pe croșet. În arcul care urmează vom face cele 5 piciorușe duble, exact în modul în care am lucrat deja. 2, 3, 4, 5. Voi închide cu piciorul scurt în arcul următor și voi continua cu cele 5 ochiuri de lanț închise în următorul arc, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț închise în următorul și voi repeta din nou piciorușele duble. Noi ne vom reîntâlni aproape de sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Voi face cele 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și aici sub braț voi continua cu ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Deci sub braț nu vom face floricica. Voi
continua. După cum vă amintiți, rândul 2 constă un picioruș dublu, unui de lanț de separare. Un picioruș dublu, unui de lanț de separare, în felul acesta vom lucra cele 5 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Aici. Vă rog să scuzați unele zgomote care se aud. Știți foarte bine că lucrez și... Sfârșit. Deci, am încheiat cu cele 5 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Voi închide totul cu picioruș scurt în arcul următor, cele 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, le voi închide în următorul arc și voi continua cu piciorușe duble, cele 5 piciorușe duble separate de un ochi de lanț și vom lucra astfel până la sfârșitul rândului, deci practic repetăm ceea ce am lucrat la partea din jos. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide cu picioruș scurt în arcul următor, voi face cele 5 ochiuri de lanț, voi închide în următorul arc, după care voi continua lucrând un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, un picioruș dublu, cele 2 ochiuri de lanț de separare, iar acum cel de-al cincilea picioruș dublu și vom închide cu picioruș scurt în arcul format din cele 5 ochiuri de lanț, după care vom repeta totul până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Ajunse la sfârșitul rândului, vom închide cu piciorul scurt în arcul disponibil, vom scurta firul și îl vom ascunde. Vom ascunde cu atenție de desubt. Iar noi vom continua lucrarea după ce ascundem aici. Odată ascuns firul galben, eu voi folosi firul de culoare crem sau culoarea untului, cum doriți dumneavoastră. Am făcut un ochi de lanț și voi intra în piciorușul scurt cu care am încheiat rândul anterior. Voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi sări 2, de fapt un singur ochi de lanț și voi intra în cel de-al doilea, făcând un picioruș scurt și voi repeta 3 ochiuri de lanț, voi sări un picioruș. Voi intra în următorul și voi face un picioruș scurt. În felul acesta vom încheia mânecuța, iar apoi noi ne vom întâlni și vom continua. Deci, în felul acesta. Ajunse la capătul rândului, vom închide cu picioruș scurt, vom scurta firul și vom ascunde capătul de fir. Între timp eu am lucrat și cea de-a doua mânecuță, bineînțeles, apoi voi ascunde capătul de fir. Uitați-vă cum se prezintă. Acum, bineînțeles, camera fiind foarte, foarte jos, nu se poate vedea foarte bine, însă, după modul în care am lucrat prima mânecuță, vom lucra și pe cea de-a doua. Acum vom trece la partea de jos a rochiței și din nou cu aceeași culoare voi face aceleași colțișoare din câte 3 ochiuri de lanț și voi începe dintr-o parte de aici. Încet, încet ne apropiem de sfârșitul acestei lucrări, care sper să vă placă. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi sări
un picioruș din rândul anterior, voi intra în următorul și voi face un picioruș scurt. În felul acesta voi repeta trei ochiuri de lanț, voi sări un picioruș, voi intra în următorul și voi închide. Astfel vom face de jur împrejur. După ce am terminat partea de jos, din nou, cu culoarea albă, eu voi face de jur împrejur, în partea superioară, voi intra în primul picioruș disponibil aici și voi face un picioruș scurt, deci voi repeta practic aceleași ochiuri de lanț. Să știți că eu văd foarte greu, am lăsat camera foarte, foarte jos, astfel mă puteți auzi bine și mă puteți vedea. Deci am făcut piciorușul scurt, trei ochiuri de lanț și voi trece în următorul. Voi sări aici două piciorușe din rândul anterior, voi face din nou. Trei ochiuri de lanț, voi sări aceste două piciorușe, voi intra în cel de-al treilea, voi face picioruș scurt și voi repeta de jur împrejur aceleași 1, 2, același motiv. Noi vom lucra singure, iar apoi ne vom reîntâlni pentru prezentarea finală. Acesta este rezultatul final al lucrării noastre. Aici, pe mijloc, eu am pus această pânglicuță pentru a face rochița noastră un pic mai elegantă, așa se prezintă. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat împreună cu dumneavoastră, pentru dumneavoastră. Sper să îmbrățișați cu drag și această idee. Sunt Tatiana Andrieș. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine și vă doresc weekend plăcut. La revedere, vă salută Tatiana!